Bună, dragii mei! Vereală, dor de acest orășel, greve in Chianti. Am revenit Hai, uitați-vă, și Pinocchio are COVID. I-a pus masca. Așa ceva. Are COVID Pinocchio. Suntem în un oraș să facă soara mea testul COVID. Că fără test COVID nu te primește la muncă. Dar dragi, în COVID-ul lor și în testele lor. Ia să vedem pe aici ce mai este. Hai să duce sus la biserică. Cam pust eu partea asta pe aici. Thank you.
Ia să vedem pe unde ies pe aici. Aha, am ieșit bine. Unde este stația de autobuz? De acolo se pleacă, se pleca vara la mare cu autocarul. Acum la vară se mai pleacă. La 6 dimineața e plecarea și ajungi la 9 pe plajă. Să vezi dacă măcățarul meu mă caută pe-n piață. Și am ieșit pe aici. Acum o sună imediat. Ce, unde ești? Unde ai dispărut? O să vă arăt unde avem și noi medicul de familie. Imediat ajungem și vă arăt. Am mai făcut odată un video, așa în fugitiv, dar nu v-am spus. Unde avem cabinetul domnului doctor. Hai, voi treci și tu. Să trec și eu. Ce nu ia Firenze? Nu știu ce înseamnă. Ia uita ce frumos se vede oraș unde am trecut mai devreme. Și aici pe scări avem cabinetul, dar nu mai urc acum că n-are rost. Urcăm sus, hai să vă arăt un pic dacă e deschis.
Aici sunt cabinetele. Prima ușă care se vede acolo. Cam pustiu. Avem magazinul Coop de la Grevin Chianti, dar noi facem mai multe cumpărături de la feline. Feline la Darno, nu venim până aici. Deci așa, în caz de urgență, dacă avem treaba la doctor sau să facă testul ăsta COVID, că nu stai la coadă, nu este multă lume. În rest, nu prea venim pe aici. N-avem pentru ce. Numai că noi de Grevin Chianti aparținem. Hai să vedem, mai este rațele aici. Nu mai sunt rațele. Nu știu unde s-au dus. Uitați ce priveliște frumos, cum și-au schimbat copacii, coloritul, galben, gălbui, ruginii, super frumos. Ma sì, fanno tanto per registrare qualcosa. Fanno per registrare qualcosa. No, sono razzole. Guarda Madonna che camberellone c'è lì. Un airone cenerino, guarda che bestia. A, uita, ce frumuseți! Și niște porumbei. Porumbei sau sărațe? Eu cred că sărațe. Da, sărațele de pe lac. Da, v-am spus eu că sărațele, uite. A zburat rațele, s-au dus la păscut. Da, se vede mai bine de aici. Ce-o face ele pe acolo? Ce-o mânca? Râme? Chiar mă întrebam unde sunt rațele de pe lac. Și rațele sunt aici. Nu știu, o gagică blondă aici. Pleacă cu mașină.
Nu știu de ce nu se vede așa de bine. Da, deci rațele sunt acolo sus. Și eu mă întrebam unde sunt. Hai să urcăm pe aici, pe sus, și ieșim în stradă din nou. Ieșim în altă parte. Cântă păsărelele, păsărele, păsărele. Voi nu mergeți la culcare? Aici se aude în copăcelul ăsta ciripind și până ăsta. Data trecută, pe aici am vrut să urc, dar m-a sunat soara mea și era în întârziere și a trebuit să o iau pe partea cealaltă, pe unde am venit. Hai să ne continuăm drumul și ieșim în stradă și ajungem chiar în parcare unde e mașina. Ce frumos este și copacul ăsta. Un colorit superb. Ruginiu, auriu.
Uita ce frumos, ruginiu. Avem și teatru aici în oraș, unde este această clădire în față. Să trec pe partea cealaltă să-ți vadă mai bine un pic. Am trecut pe partea asta și să se vadă un pic mai bine, adică mult, mult mai bine. Deci aici avem cinema, teatru. Dacă mă credeți, niciodată n-am fost aici să văd un film. Nu prea am avut timp eu de... Sora mea la muncă mereu. Deci avem teatru și cinema aici. Și drumul care ține înainte este drumul spre casă. Aici avem un cocoș, nu știu ce vrea să reprezinte. Și clădirea din față, unde are turnulețul acela, este forțele de muncă, cum e la noi în Brașov. Sau în alte părți. Și cum vă spuneam, am ieșit chiar la parcare. Am pe aici, pe jos. Și mergem direct la mașină. Aici era o fontăniță cu apă, pe timpuri, curgea apă, era frumos. Dar acum nu știu ce s-a întâmplat. A oprit-o, nu mai funcționează, nu știu. Aha, deci apa nu-i potabilă, de-aia și a oprit-o. Dar putea să o lasă așa, măcar de frumusețe. Ia uite că mă așteptă la mașină.
Ci butto di zecolo il telefono. Ci concentrato io. Acum vedeți?